Turcia, Estonia și Spania au fost în excursii prin județ, au participat la orele de curs și au împărtășit din experiența lor bistrițenilor care le-au fost gazde. Directora Școlii Generale numărul 4, Daniela Dania, spune că a fost o săptămână încărcată atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice, însă a meritat efortul. Este vorba despre un proiect multilateral, un parteneriat multilateral Comenius, în care suntem implicați alături de școli din Estonia, Turcia și Spania. Săptămâna care tocmai s-a încheiat a constituit, de fapt, vizita partenerilor străini în școala noastră. Programul activităților a fost destul de încărcat, dar ei au plecat cu o impresie deosebită din România. Tema a proiectului. Din ce țări au fost? Din Turcia, Estonia și Spania. Au fost din fiecare țară câte două cadre didactice, coordonatorul de proiect și un alt profesor, și câte doi copii. Copiii au fost cazați la copiii noștri, urmând ca în momentul în care noi vom face vizita în aceste țări, ei să ne însoțească. Tema proiectului Ecosisteme din Europa. Am mers la ecosistemul pe care îl îngrijim noi, malul râului Bistrița. Au văzut ceea ce am făcut noi acolo, în parteneriat cu cercetașii bistrițeni, organizație care ne sprijină în acest proiect. Am avut de asemenea 3 întâlniri de proiect specifice în care am prezentat ceea ce am făcut până acum și am redistribuit anumite activități pentru viitor. Am prezentat și cântece, poezii, teatru în limba engleză. Limba engleză este limba de comunicare în cadrul proiectului. Ne-au prezentat și ei cu această ocazie ceva specific din țările lor. Copiii au interacționat foarte bine. Unul dintre obiectivele proiectului este tocmai comunicarea în limba engleză și eliminarea stereotipurilor și a diferențelor de rasă și gen. Copiii s-au comportat foarte bine, la fel și toți colegii. Au existat tot felul de discuții pe marginea sistemelor de învățământ din aceste țări și din țara noastră. Ați făcut un schimb de experiență, ați împărtășit opiniile dumneavoastră ei la rândul. Exact. Au fost foarte interesați de tot ceea ce înseamnă învățământ românesc. Ne-am găsit foarte multe asemănări cu învățământul din Turcia, cu învățământul din Estonia. Unde e mai ușor? Ce? Ce ați constatat? Nu neapărat ca nivel de cunoștințe, ci ca mod de organizare. Suntem foarte asemănători cu cei din Turcia, ca program, ca nivel de clase, ca vârsta elevilor. Adevărat că copiii români învață mai mult decât, au mai mult material de parcurs decât... Copiii străini care au fost cazați la elevii noștri au participat la activitățile didactice, deci au stat în clasă alături de ceilalți copii. Și într-adevăr am avut astfel de semnale. Oh, dar noi n-am învățat încă așa ceva. Deci asta ne-a plăcut. Câte zile au stat? O săptămână întreagă, de duminică până duminică. Ați avut timp să vorbiți de toate. Exact. Și voi când veți merge la ei? În primăvară și în anul școlar viitor. Ați ales deja copiii care vor face parte? Sigur, toți copiii care au cazat copiii străini vor merge la ei, la schimb. Și cu limba părinții s-au înțeles cu... S-au înțeles foarte bine. Sau ați căutat elevi care, într-adevăr... Bineînțeles, elevi care se pot descurca și, bineînțeles, părinți care au vrut să participe la acest lucru. La un moment dat am făcut un triaj, erau mai mulți decât am fi avut nevoie. Ce urmăriți prin acest proiect? Acest proiect, în primul rând, este axat pe educație ecologică. Ori știm că ecologia, educația pentru protecția mediului este deja un lucru de foarte mare actualitate. De asemenea, acest parteneriat îi va ajuta pe elevi să-și dezvolte competențele cheie, competența de comunicare într-o limbă străină, de asemenea competența socioculturală, competențe tehnologice, pentru că urmează să păstrăm legătura prin intermediul internetului, de asemenea competența de a învăța să învețe prin metodele de cercetare pe care le vom folosi în lucru în ecosistem, observare, analiză. Urmează că anul viitor, în luna mai, elevii de la Școala Generală numărul 4 împreună cu profesorii să viziteze Turcia. În octombrie vor merge în Estonia. Înjurați, bruscați și chiar bătuți. De ce? Pentru că își fac meseria, pentru că informează populația și pentru că apără dreptatea. Aceștia sunt jurnaliștii, pregătiți în orice moment să filmeze, să facă poze și să scrie. Răspund la telefon la orice oră din zi și din noapte. Unii apreciază și le respectă munca. Alții ar face orice să nu mai existe și să le pună pumnul în gură. Corespondentul Antena 1 din
Bistrița, Mihai Leder a fost la un pas de a fi linșat de primarul din Șindereac, Ioan Bob, care s-a transformat brusc într-o fiară sălbatică. Totul s-a întâmplat aseară la un accident rutier în Șeu Sfântu, unde un BMW matriculat în Spania s-a făcut zop după ce a intrat într-un stâlp de electricitate. În urma impactului, satul a rămas în beznă. La accident a venit și primarul comunei Șindereac, Ioan Bob. Reporterul Antena 1 a profitat de prezența edilului și l-a întrebat cum va rezolva problema lipsei de curent. Atunci primarul s-a dezlănțuit și a început scandalul. Imaginile au fost filmate de corespondentul Antena 1 și de ceilalți jurnaliști martori la incident. Uitați lampa, că mi-a căzut lampa de pe cameră, v-a lovit, nu v-a lovit eu. Ce-i de acolo? Luați măsuri, cu ce să lovesc? Nu trați camera de pe lampa de pe cameră. Când am impresa, ne desprăcăm tot cum impresa. Zic fie. Pe mine presa nu m-a pus primar și nu mă dă jos. Nu am avut treabă cu deci nu mi-a dat când afirm un lucru, mai înțeleg? Contactat telefonic azi dimineață, primarul Ioan Bob a avut o altă variantă. El susține că reporterul a fost obraznic și a vorbit necuvincios, lucru ce l-a scos din pepeni. Domn primar Bob? Da. Bună ziua, Alia Sas de la ASTV Bistrița. Domn primar, câteva cuvinte în legătură cu scandalul de aseară de la accident. Ce îmi puteți spune? Care a fost motivul pentru care v-ați ieșit așa din fire la întrebarea reporterului Antena 1? Nu la întrebare, la lovitura reporterului la medicină legală. Mi-a rupt nasul, doamnă. Deci acum am scocit camin de toate de azi. Deci mi-a rupt nasul, mi-a curs sânge din nas. Și în salvare mi s-a pus tampone, mi-a pus sânge. Eu n-am lovit pe nimeni. Eu am fost lovit. Bine, dar dumneavoastră ați început tot scandalul. Cu ce, cum, adică? Explicați-mi ce. Păi reporterul spunea că la întrebarea lui, adică când va avea comuna lumină, dumneavoastră v-ați supărat și ați început să-l bruscați. Doamne, a zis, măi, broscule, de ce n-ai lumină? Și asta a fost realitatea, mă înțelegeți? La care, domne, în sat este lumină, acum nu este pentru că s-a făcut accident, s-a rupt doi stâlpi. Renel a fost acolo, a mers, a dat drumul înapoi, 60 de oameni au fost martori și eu sunt merge curentul. A, tu ești poetul ăla cunoscut, zici că aici, dar trebuie să-ți vezi de treabă, doamne, că eu îmi fac datorie. Și nu că mi-am ieșit din fire și eu, mi-am ieșit cu camera spre mine și scurt, așa că n-a fost la salvare, mi-a dat în nas și în ochi. Acolo simt și pe urmă, până la salvare, și nu m-am agitat, dar pe urmă am plecat. Deci asta a fost filmul. Acum ce dă, ce nu dă, eu nu mă duc să... Bine, dar mai aveți dovezi, mai aveți martori care au auzit cum v-a spus, broscoi sau nu știu cum ați spus? 60 de martori avem, da? Deci toți care au fost la sine sunt martori. Și certificatul medical legal va fi altă martori.